Mai așteptăm mult, mami! Eu deja nu mai am răbdare! M-am încălzit deja! Dar voi pe mine mă întrebați! Nu-l vedeți? Nu mai termină cu treaba! Eu mă duc să văd ce face! Du-te și spune-i să se grăbească! Noi suntem gata, bunicul ne așteaptă. A sunat de 10 ori. Imediat, mai am doar aici în față. Termin și mergem. Nu știam că e atât de nerăbdător să ne vadă. Dacă nu mergem acum, nu mai mergem. Bine, gata. Las pe altă dată. Cheamă fetele, hai să mergem. Bine. Mașina e pregătită. Gata? Haideți! Ce mai așteptați? Parcă vă grăbeați! Aici suntem! Tu întrebi! Hai, ce faci? Nu am luat nimic pentru la țară! Nu tu pâine, nu tu salam, nu tu un dulce, un suc! Ce așteptăm? Să ne grăbim, că tu stăteai afară să dai cu suflanta! Trebuie să oprim și la cumpărături! Să mergem, găsim pe drum ceva! Gata! Fetelor, sunteți bine în centuri? Da! Să vă puneți la nani, pentru că drumul nostru e de o oră și jumătate, cam așa, peste o oră și jumătate. Așa, și trebuie să și oprim, tati. Să facem cumpărăturile pentru bunicu și pentru alte nevoi pe care le vom avea, de-aia zic să nu oprim acum la Bacău, împărțim drumul în două. E perfect așa, să avem drum bun. Doamne ajută! Și dacă avem autostradă, de ce să nu ne bucurăm de autostradă? Singura autostradă din Moldova. Mai avem puțin, fetelor! Și ajungem în Bârlad, unde putem face un băbaz. De unde putem cumpăra pentru bunicul? Fetelor, priviți, am găsit eu. E un nou mall în Bârlad, Bârlad Value Center, unde ne putem relaxa și lua prânzul. Ce părere aveți? Uite, au Mesopotamia, Spartan, Pizza Rimini. Avem unde mânca, vă e foame? Da! Mami, dar doar ce-am plecat de acasă. Am servit micul dejun. Da, tati, dar acum e aproape ora prânzului. Așa că ce vrei, să-l pui pe bunicul să gătească? Nu, pentru bunicul trebuie să luăm câte ceva. Apropo, mami, găsim și un supermarket, hipermarket, acolo la mall ceva? Acum verific. Uite, au Carrefour! Da. Wow, noi bine să cred. Foarte tare. E da. Numai bine atunci. Tati, dar noi când ne întoarcem acasă? Eu sper să ajungem în seara asta, dar o să vedem. Cred că vom ajunge târziu acasă. De ce? Mâine dimineață, chiar spre prima oră, așa, e ziua lui Tudor și fetele sunt invitate. Avem cadou? E o ocazie bună să luăm și un cadou. Păi asta zic, dacă tot ne oprim. De la intrare mai avem 3 km până la mall. Așa că, repede, fetelor, pregătiți-vă! Am intrat în Bârlad! Monta-i rost în propria mașină! Iubii! Carusel! Cât e de înclinat! Pe aici ne-a băgat aplicația! Mamă! Cred că acesta a fost un drum mai scurt pe unde ne-a băgat, ca să ajungem mai repede. Aici, tati, tati aici. Am ajuns la Value Center, în Bârlad. Mami, programul e până la 21. Da, și chiar până la 22 și face parte de aici din mall. Deci sunt magazine până la 22 în mall? Sunt! Mami, hai repede înăuntru că ți-e frig. Am lăsat mașina în parcare și gecile în mașină, că așa ne place nouă. Pentru început, tati, eu fix să stăm la masă, că ne e foame. Nu ne lipsesc prietenii DJ-i de la Bârlad, salut! Eu sunt Cristiana. Încântată! Vrei, de unde vrei tu să faci? De acolo. De la Spartan? Eu vreau tot de la Spartan, șnițel. Crispy, șnițel, bun. Teo, tu de aici? Bună ziua! Bună ziua,
Fetele vor să mănânce așa, un meniu cu șnițel, un șnițel pita și un meniu crispy. Puteți înlocui varza sau să completați cu altceva fel de varză roșu sau... Ok, mulțumim. Vreți roșii ca să aveți murați, fetele? Eu vreau și roșii. Ok, și ca să aveți sau spuneți acolo când vă fac fetele... Bine. Cât se face comanda la Spartan, eu zic să încercăm și pizza de la Rimini pentru cei care nu și-au comandat încă. Bună ziua! Bună ziua! Ce pizza este gata? Ce pizza aveți disponibilă? Pizza capriccio, vrem? Ce pizza capriccio? Are pui, are porumb, mozzarella, ardei gras. Bună ziua! Bună ziua! Bine v-am găsit! Noi am dorit desert de aici. Aveți clătite foarte bune și fetele vor clătite cu Nutella și banane. Sigur, una deocamdată, doar cu Nutella una. Eu vreau cu cireșe, cu micine, poate. Ok, și tu una cu Nutella și banane. Tati, tu? Tati, v-am mâncat de la fete, că sigur de mult. Și-aș mai vrea o limonadă sherry. Da. Vrei și tu o limonadă? O limonadă. Opa. Mulțumim! Cafeaua mea e cu inimioară. Și o clătită faină. Perfect! Pe cea cu vișine aș dori o mai crudă, dacă se poate. Și pizza e gata! Mulțumim! Și mofturile mari au fost satisfăcute. Mi-am mai pus un ketchup dulce. Mulțumim! De bună, vă așteptăm! Mulțumim! Am mâncat. Mergem în altă parte, vizităm mall-ul și cumpărăm ce trebuie. Adică n-au făcut nimic din ce trebuie până acum. Dar unde sunt fetele? Fetele au fugit la șoată. Sunt aparate care merg cu monede și sunt o grămadă de jocuri. Păi, mergem și noi. Hai! Ce-am găsit la Mall la Bârlad? Un loc cu jocuri! Am luat jetoane. Jucăm pe echipe? Da. Cine ține scorul? 1-0. Hai, Teo, hai! Da! O să mă joc și eu asta! Hai, mami! Yeah, bravo, mami! Mai una! A câștigat Mara! Bravo, Mara! Așa da, fetelor! Distracția continuă. Bravo, loc 2. Distracția nu se termină, mai avem o mașinuță. Mașinuță? Ce e asta? Mașinuță, curță. Bravo, Mara. Avem și noi un joc preferat, eu și mami. Da, basket. Da, stai că nu ne lasă, cineva nu ne lasă. Hai, Mara. Hai. Mai una. Măruța singură? Hai! Și să vină! Să înceapă distracția! Bravo, Mara! Wow! Și prima! Două! Trei! Patru! Bravo, Mara! Din scorul maxim. Am stat la masă, fetele s-au distrat. Ce urmează, mami? Păi nu știu, tati, să vedem ce magazine mai am. Uite, câte parfumuri. Hai să vedem ce găsim interesant aici. Iva, suntem o gașcă de fete. Ce ne puteți recomanda? Avem parfumuri, avem pești. Mai mult fresh ne plac așa. Ce-mi da? Ce-mi da? Mama. Ia, vrei și tu să miroși? Eu? Ia să vedem mie și ăsta îmi place. Toate sunt parfumuri arăbești. Tati, dacă îl miroși pe ăsta... Da, mergi. Îmi plăgostești. Mami, tu? Tati, mie îmi plăcea foarte mult acesta, dar renunț pentru că și Bri vrea parfumul. El vrea pe acesta. Și el.
viața. Fiecare fetiță și-a ales parfumul. Ce mai avem aici? Ce sunt acestea? Tot cu arome orientale? Da. Acestea? Acela este un dezinfectant de mâini. Ăsta e de spălat de mâini. Da. Care e și dezinfectant. Avem fan și aici la Vârlad. Tati. Ariana? Hei, Ariana, tu? Clash. Cleo, și tu? Mulțumim. Mulțumim. Uite cafelea mea, bogocerie, patiserie, la Țuțu. Hai la Țuțu. Hai la Țuțu să vedem. Bună seara. O cafeluță? O cafeluță vreau, da. Cu lapte, cu arome, ce aveți? Avem cappuccino, latte, espresso lung, espresso scurt, cu lapte, fără, cu arome. Ce arome? Mentă, tiramisu, biscuit. Pepene galben? Dulce, da. Nu, ce fac cu pepene galben? Latte? Latte, da. Mami? Cafea cu inimioară și între timp se prepară ciocolata albă a marei. Și ciocolata caldă, mulțumesc! Cafeaua mea e extraordinară. Cum e ciocolata ta, Mara? E super! E aproape gata. Și gata în Carrefour, unde ne-am dorit noi cel mai mult. Ia să vedem. Unde e ursule? Ursul? Cățelul! Bună! Bună! Personal amabil aici la Carrefour. Mulțumim de întâmpinare! Ori la cumpărături! Mulțumim! Teo, își dorește un urs sau un cățel? E un cățel, nu-și mare, de când am fost la Roman. Bine, ea îl vrea de când am fost noi în Italia. Dar l-a văzut la Roman în Carrefour, noi l-am luat și acum și-l dorește de aici. Nu sunt aici? Aici sunt cotoli. Sunt. No. Iar acum căutăm cadou pentru bunicu. Lego pentru bunicu, mami. Da, tati, bunicu face 6 ani. Noi trebuie să căutăm un Lego așa pentru 6 ani. Bun. Bunicu. Tati, pentru Tudor. Ți-am zis că mâine suntem invitați la ziua lui Tudor. Și Tudor iubește Lego, iubește și fetele. Și le vrea la ziua lui. Așa căutăm ceva de vârsta lui. Da, 5 plus sau 6 plus. Super. Am găsit. Mie îmi place acesta. Bun. E cu mașini. Și încă ceva. Uite, mai sunt și jocuri. Foarte interesante. Montessori. Da? Păi încă n-am ales statist. Hai să... Pizza. Mă gândesc. De aici luăm pentru bunicul. Exact. Uite, au de toate. Au și salam, au și sana, au fix ce ne trebuie. Pâinea lipsește, dar o găsim la alt raion. Am așa. Mai bine pentru bunicul. Da. Atât este kilogramul, acum la Carrefour, pe seară. 9,90 lei. Cum credeți că putem merge noi la bunicu, fără să intrăm? Într-un magazin de jucării. Ia priviți câte magazine sunt și aici. În curtea centrului comercial, o grămadă. Siende, Hervis, Gisc, Noriel, Taco, Dajma, New Yorker, CCC, Pepco, Flanco, numai Sportissimo. Și nu mai văd, dar mai sunt câteva. Dar fetele, unde credeți că au ales să meargă? La Noriel. Deși cadou pentru Tudor am luat de la Carrefour, dar haideți și în Noriel. Fetele deja sunt înăuntru. Păi da, cum crezi? Trebuie să scrie sau să desenezi ceva în timp ce tu se termină. Wow. Deci trebuie să-l folosești așa. Așa, să se pune în vârf. Trebuie să desenezi cu el în timp ce el vibrează. Wow. Așa de greu dacă ți-i pic. Yeah. Și are și cărți. Și cărți. Dragi mări. Exact. Vorbind la telefon. Cum adică vorbind la telefon? Desenezi un om vorbind la telefon? Nu, faci o acțiune în timp ce ții pixul ăla care vibrează și desenezi un obiect extras din celelalte jetoane. Eu mi-am așa un lucru. Ce e ăsta? Pentru bunicul. Nu. Eu-și vreau două. Vreți așa? Da. Pișorul ăsta? Eu vreau ăsta. Eu vreau un șobolan care arată chiar ca un șobolan. Eu vreau ăsta. Gata. Mai au culori altele. Uite eu. Mai au și portocaliu și verde. E crocodil verde. Au găsit fetele ce să cumpere și de aici. Da. Și șopurile. Eu mai bine să iei pe roz, că eu vreau pe roz. Mai bine pe roz. Eu vreau verde. Pară real, să sperie lumea. Eu vreau verde, cum sunt ele. Oh, super. Gata, și-au luat și de aici niște jucării, să mergem, fetelor!
Prima mea fetă la jucării de bebeluși. Hai, Bri. Înainte să plecăm, căutăm și ceva ținute. Ce avem aici? Wow! Ce drăguțe sunt și sunt de sport. Colorate. Colorate, da. Acum se poate face sport și colorat. Tu te o găsești ceva? Am găsit, dar îmi trebuie și sutien. Ce? Ce a zis Teo că-i trebuie? Bustieră, vreau să zic, dar nu știu. Pantaloni și bustieră n-au. 164 pentru mine, poate au și pantaloni. Nu au, că singuri. Păi știu, cel mai bine. Tu porți pantaloni, eu port bustieră. Ce? Stai că a găsit și Bri. Ce-ai găsit, Bri? O geacă de primăvară. Că doar ce vine. Wow, dar nu probezi aici, probezi acasă. Ba da. Și ți-au și tricou. Da. Ca să completezi. Mi-am găsit și eu ceva. Tricouri. Uite ce drăgălaș e ăsta. Da. Pentru Teo. Pentru Bri. Cea mai mică mărime la ei e 116. Am probat și în alt magazin, Sportissimo. Asta-i pe tot. Da, Bri, da. Hai, Bri, nu așa. Să te ajut eu. Așa. Așa. Și mânuța. Și gata. Altceva. Mânuța are lui Teo. Hai, du-te. Mama. Teo. Te rog. Bri. Au găsit toate seturi la fel. Mami. Miliei. Te descurci? Că eu nu. Tu ce vrei, Bri? Skateboard. Am înțeles, fetele au renunțat la ce era în plus. Dar Briana... Sunt la casă. Hai, Mara! Caz? Teuța, bravo! Bravo, Teo! Revenirea! Da? Bri și-a găsit altul. Ah, bravo, Teo! Hai, Teuța! Oh! Ce nu prea ți-e zi? Uite-te un pic la mine! Gata? Mulțumim! La revedere! Abia acum putem spune că mergem la bunicul. Hai, mami! Ce este seara, tati? Nu știu cum facem noi cu toate popasurile astea, că se lungesc până noaptea. Briana, mulțumită? Mi-e frică! Suntem pregătiți. Sunt atât de lipicioși. Ce facem cu ei, Teo? Deci, cu ăsta îl păstrăm de speriat. Pe cine? Îl punem la bunicul în pat. Așa. Și când se pune... Și la Mihaela îl pune pe canapea să creadă că are joare și-n pat. Mai ajungem în noaptea asta? Ia uite cum e afară. E bine, mami. Se înserează de vreme, dar noi avem drumuri lungi de făcut. Uite că de pare. Să mergem. S-a încărcat un pic? S-a încărcat. E bun. Să avem drum bun, Doamne ajută. Întâi la bunic. Hai. Salut, bunico. Hai și pe Teuța. Am ajuns. Opa. Mai poți, mami, mai poți? Nu prea mai pot, dar asta e. Dacă îmi place la moluri, n-am ce face. Ce ascunzi acolo, mărățată? Cadourile sau mai târziu. Acum. Aveți grijă pe unde mergeți. Hai, tată, ne ajută tata cu stația pe 24 de amperi. Să vedem dacă sar siguranțele. 3, 2, 1. Încarcă. S-a prins din prima. S-a prins, bunică. A zis că el n-are șoareci. Cine dă bunică? Răcitură de casă, de găină de țară. Nu cade. Nu cade, nu cade. E răcitură bună, închegată. Aici e rânză și aripioară. Mm. O răcitură chiar n-am mai mâncat de mult. Și să mânuță în foi de viță. Așa e la țară. Așa e la țară, din mânuță. Avem tate și furculițe, dar e mai bun cu mâna. Hai, pa. Pa, bunico. Pa, bunico. Fetiță. Fetiță, fetiță. Te așteptăm la Bacău. Da. Poate vii. Pa. Toată gașca cu centurile puse. Și mergem la Mihaela. O știți pe Mihaela? Mihaela ne face prăjituri, dulciuri bune. Și e sora lui tati și mătuța fetelor. Am ajuns! Face și farsa cu șobolanul. Ce spui? Îi face și farsa cu șobolanul. Eu facem, că la bunicul nu prea a ținut. Da.
Da, n-am eu de ăștia. Auzi. Bună! Bună! Mama numărul 1! Și ne așteaptă, bineînțeles, cu prăjituri! Prăjituri! Delicii dulci de la Mihaela! Găsiți pagina ei de Facebook și numărul de telefon în descriere! Să comandați și voi prăjituri din astea bune și tort din ăla cu cifre! Mai ales! Mai ales tortul cu cifre! E la mod acum! Copănele. Și carton de casă, salată. Mihaela ne așteaptă cu meniul nostru preferat. Da. De fiecare dată. Poftă bună, fetelor. Mulțumim Mihaelei. Mulțumim. Pentru bucate. Și poftă bună. Mulțumim. Fetele dorm, toate în centuri. Tata conduce. Tata cu pistola Mihaela, pentru că mâine trebuie să fim acasă. Așteaptă o nouă zi, noi aventuri. Am ajuns 1 kilometru și 1% consumat toată bateria. Am ajuns acasă cu bine, un singur kilometru autonomie. Gata, luăm fetele și de băgăla la nimic. Mulțumim, pa! Vloguri noi! Aventură! Hai, veți! Trebuie să desfată mama centurii. Aventură!